Bitcoin. E de fapt un fragment din viitor. Da, hai să vorbim de blockchain, această tehnologie care e extraordinară. Deci noi trăim un moment mai mare acum decât... Am fost numit CEO în august 2015, când vorbeam și eu ceva, capetele se întorceau. Până ce au venit la mine doi colegi și mi-au zis, băi, tu știi că acel om se duce și plânge. Dacă vă întrebați cum să rămâneți în istorie, vă spun, suntem în istorie. Ce ar trebui să se întâmple ca să-ți schimbi o convingere? Na, să mor. N-am fost un părinte prea luminat și nici prea bun, am lipsit mult de acasă. Sper că atunci când vei vrea să-ți încasezi profiturile, să poți să o faci într-o bancă românească. Dacă voi avea vreodată cripto în portofoliu, aia va fi cea mai lungă investiție din portofoliul meu. Mă scuzați, mă dau un spectacol, dar asta e. Ce te face să simți mândrie? Când putem construi ceva, noi doi, să ducem asta puțin mai departe, m-ar face incredibil de mândru. Pe mine mă urmărește ideea că nu sunt suficient de bun. Bravii noștri colegi, și îmi place să vă văd așa pe toți. Ce-a pornit ca o joacă, azi e un eveniment care umple o sală de 130 de locuri și care a generat în ultimii 2 ani milioane de views pe bune, la propriu. Am început de la blockchain și deși nu ne-am abandonat misiunea, Stable Talks cred că a devenit mai mult decât atât, iar faptul că văd constant oameni care vin la fiecare ediție, este un semn pentru mine că facem lucrurile așa cum trebuie, mai puțin eu, dar mai ales echipa și mai ales invitații. Dar sincer, nu aș fi aici dacă nu v-aș fi avut pe voi să îmi dați, să mă prindeți practic atunci când nesiguranțele mele mă făceau să mă gândesc că cine ești tu să-ți dai cu părerea în fața la atâția oameni, atunci când m-am bâlbâit, atunci când am vorbit cu accentul meu de moldovean Sadea, atunci când am spus prostii, că am mai spus și prostii, atunci când mi-am mai combătut invitații, poate o idee mai mult decât ar trebui o gazdă să-și combată invitații, sau mai ales când mă gândeam că milioanele alea de views de care vă spuneam nu sunt decât rodul norocului și că în orice moment se face ora 12 și caleașca devine, n-aș spune dric, dar devine măcar o căruță. Știu că acolo puțin v-am fost și eu de ajutor, dar în timp ce eu v-am îmbunătățit existența voastră marginal, voi, la propriu, mi-ați dat o viață, pentru că, într-un final, ce a început ca o joacă a devenit, așa cum se întâmplă în toate poveștile faine, a devenit un fel de carieră, că, în ultimă instanță, stau și am devenit un talking head din ăsta pe internet și, ulterior, și non-internet, așa cum o vedeți. Deci, prin urmare, vă sunt extrem, extrem de recunoscător pentru că sunteți aici și pentru că, nu doar pentru că sunteți aici, pentru că majoritatea dintre voi ne urmăriți și în toate celelalte versiuni în care apărem în fața voastră. Dar scopul nu e să vă vorbesc despre mine, ci despre să vă încurajez și pe voi, cei care aveți aceleași dubii, aceleași nesiguranțe, să vă urmăriți povestea, pentru că toate poveștile au un skepsis pe care nu-l poți defini decât când te uiți înapoi. Vrem întotdeauna să știm cum vom ajunge unde vrem să ajungem, dar niciodată nu rimează ce am plănuit cu ceea ce s-a întâmplat. Iar dacă am stat să vedem prin ce ar trebui să trecem ca să ajungem unde vrem să ajungem, ne-am deznădăjduit și nu cred că am mai face toate lucrurile pe care ar trebui să le facem pentru a ne îndeplini visele. Dacă ar trebui să aleg un lucru pe care aș dori să-l duceți cu voi acasă astăzi, știți că vă spun mereu în introducerea asta, ca măcar lucrul ăsta să rămână, e că, la modul foarte serios, se poate să-ți îndeplinești visele în România. Și vă spune un om care a fost plecat din România, care s-a întors în România, care n-a știut care este visul și care își fucking trăiește visul.
poți să ai cariera pe care ți-ai dorit-o, poți să ai business-ul pe care, la care ai aspirat și să cunoști oamenii pe care i-ai admirat de la distanță și te-au inspirat. Și da, e posibil și în România, în ciuda tuturor gropilor, în ciuda tuturor corupților, în ciuda tuturor nenorocirilor care ni se pare că ne scurg de viață în viața de zi cu zi, este posibil și în România. Iar azi am invitatul perfect pentru a ilustra ce v-am spus. E un rocker din Vaslui care atunci când nu conduce BCR, ascultă Metallica la un volum mai ridicat decât i-ar plăcea propriei familii. Când am făcut research printre colegii lui de breaslă, toate descrierile au avut 3 puncte comune. Mega smart, super good fun și extrem de bine conectat. Ca să aflăm și să-l testăm, trebuie să-l invităm pe Sergiu Manea. Skateboard Talks. Stay ahead of the curve. Bună. Trebuie să vă spun că singurul lucru care e adevărat este că sunt moldoven. Cred că e prima oară când suntem doi moldoveni pe scenă. Nu cred că am mai avut un invitat care e din... De fapt, am mai avut la Iași când am făcut cu Alin. Era timpul, da. Te rog. Bun. Înseamnă că nici rocker nu ești? Puțin. De fapt, cei care sunt supărați pe volum sunt vecinii mei, nu familia. Nu familia? Nu. Înseamnă că și copiii tăi ascultă... Nu, dar au altă muzică în căști suficient de tare să n-audă. Până să ajungem la bănci, inflație și alte subiecte din astea mai serioase și poate nu la fel de optimiste, că oricum te întreabă toată lumea despre asta, ai spus la un moment dat într-un interviu pe care l-ai dat recent o chestie care, sincer, m-a făcut să ridic o sprânceană. Într-un context extrem de serios, a apărut deodată fraza toți bancherii trebuie să fie povestitori. În mod evident, eu m-am gândit la poveștile din 2008 și de la Wall Street. Vreau să-mi spui o poveste din viața ta, dar pe care nu ai mai spus-o niciodată și care ne-ar ajuta pe noi toți să înțelegem mai repede cine ești sau în ce crezi. Tu ai trăit vreodată cu sentimentul că dai totul, dar munca nu ți este apreciată? Așa mă simt și eu acum când te uiți la mine, îți place munca mea, dar nu dai like. Dă like și subscribe, că nu costă bani și te poți răzgândi oricând. Ok, o spun două povești din viața mea pe care nu le-am mai spus niciodată. Ca să confirm că bancherii buni sunt și buni povestitori. Da, nu știu cât de mult timp avem până vine Tony, dar... Deci, ideea e următoarea și asta e definitorie pentru mine. Mie mi-a plăcut foarte mult sportul. Îmi place în continuare, dar n-am fost niciodată talentat. Dar din pasiunea și din dorința și din energia copilului care se juca pe stradă, juca fotbal, basket, handbal, orice prindea și așa mai departe, a ieșit următoarea poveste. Trebuia să jucăm fotbal și am sfârșit prin a juca handbal pe un teren la marginea Bucureștiului. Mama și tata se plimbau prin cartier și m-au văzut, au plecat și când am ajuns acasă duminică, era duminică, bineînțeles, să mâncăm împreună, mama spune, știi, te-am văzut jucând fotbal, eu zic, mamă, să te ții de carte. Și am întrebat-o, zic, dar spune-mi că tu ai făcut sport, ai jucat handbal, spune-mi, dăm detalii, de ce, cum, eu pun foarte mult efort și așa mai departe. Și atunci am zis o chestie care m-a urmărit după aia și mi-a zis, ok, dacă ai pasiune și energie, va trebui să-ți găsești locul în echipă care va face ca acea pasiune și energie să nu fie un factor disturbator, ci să ajute echipa. Ăsta e primul lucru. A doua poveste se întâmpla peste 25 de ani. Tocmai mă mutasem la Londra, credeam eu că știu să fac lucruri. Aveam o echipă foarte, foarte mișto în România, la banca la care lucram atunci. Am plecat la Londra, am ajuns la Londra, am fost primit cu brațele deschise, respectiv ești cel mai mic, nu eram cel mai mic de vârstă, dar eram cel mai mic a experiență de pe desk. Îți revine onoarea că la 5:30 în fiecare dimineață să verifici pozițiile și să vezi că macrourile funcționează pentru restul zilei. Lucru pe care l-am făcut.
Și l-am făcut vreo 6 luni, așa, în tăcere. Când vorbeam și eu ceva, vreau și eu să spun ceva, capetele se întorceau. Și asta, deci am început prin martie, aprilie, prin noiembrie, am îndrăznit să merg către șefa mea de atunci, Sally. Am ambuscat-o la ieșirea din bancă și i-am zis, Sally, știi, am și eu multă pasiune, multă energie, cred că înțeleg ce se întâmplă. Voi de ce nu vorbiți niciodată cu mine? Vreau și eu ceva să fac să mă simt util. Și atunci s-a uitat la mine și a zis, ce, ok, pot să înțeleg, atunci spune lucruri care contează. Eu am rămas așa, cât sunt, ea era mai mititică de statură, eu puțin mai înalt, am rămas așa pur și simplu bocat și am zis, ce vrei să spui? Și ce, trebuie să ajungi să-ți produci propriile idei, iar dacă vrei să urmezi ideile noastre, ale celorlalți care lucrau pe desk, va trebui să ne ajuți într-un mod constructiv și să critici ideea aia, scoțând la iveală riscuri pe care nu le vedem. Atât a durat discuția. Ne-am strâns mâna, ne-am luat la revedere. Mi-a fost destul de greu noaptea aia, ca să fiu foarte sincer. Mi-a trecut așa viața și m-am întrebat ce greșeală am făcut, că am făcut asta. Și de-a doua zi am început să vorbesc lucruri care unele au contat, altele n-au contat. Dar ei au început să vorbească cu mine. Cât timp a durat până când ai asimilat faptul că nu erai într-atât de bun pe cât credeai tu? Că sigur n-a durat doar o seară. Nu, asta cu... Eu sunt branded de către domnii doctori ca un insecure overachiever. Deci pe mine mă urmărește ideea că nu sunt suficient de bun. Și de aici... dorința mea de a învăța, care excede, dacă vrei, pasiunea pentru un subiect. Numai că între dorința de a învăța și contribuția pe care o faci cu acea dorință de a învăța, cum să zic, e un pod destul de lung pe care trebuie să înveți să-l construiești. Ce vreau să spun e că atunci când cei din jurul tău te așteaptă să contribui, ei te așteaptă să contribui, nu te așteaptă să ai dreptate. Sau nu se așteaptă ca tu să ai dreptate. Demonstrația eu am dreptate are valoare zero sau negativă, de fapt, atunci când construiești ceva. Apropo de ce ai spus, să știi că există acum un studiu foarte serios, poate știi, în care au luat și au analizat foarte mulți overachievers și au identificat 3 puncte din care mi-amintesc 2, poate și aduce aminte Mihnea celălalt. Toți overachieveri erau insecure. O bună parte, nu toți. Un punct comun era că erau obsesivi, în sensul că erau îndeajuns de insecure, dar îmbinat cu faptul că erau obsesivi insecure, asta îi făcea și mai focusați pe ceea ce trebuia să facă. Pe al treilea nu mi-l aduc aminte, dar credeți-mă, era tot în... Tu ți-aduci aminte, Mihnea? În aceeași sferă și stăteam și ascultam povestea. Am văzut într-un podcast și după aia am și căutat studiu. Evident, am scris lui Paul Olteanu ca să verific dacă studiu e pe bune, că el știe toate studiile din lume. Mi-a confirmat Paul că studiu e pe bune și stăteam și mă gândeam că cum antrenez oricare din astea două, până mi-aduc aminte al treilea, oricare din astea două. Iar aveam întrebarea asta, se pot antrena sau e DNA? N-am un răspuns, adică nu sunt așa deștept. Dar, ce ai trăit cu asta, trebuie să ai o rețetă. Nu, trăiesc cu asta. Eu am încercat să dau o cheie prin care să reușesc să administrez compulsivitatea de care mă bucur din când în când, apropo de subiecte. Și anume, cum este relevant pentru ceilalți. Da? Ceea ce fac, învăț sau sunt obsedat de, sau cum e relevant pentru ceilalți. Cum îi ajută și repet, nu din poziția de acum. Asta e o chestie educată și cu care am încercat să trăiesc și după aia am încercat să experimentez o bună parte din viața mea. Goana asta după relevanță. Iar relevanța nu e dată, repet, de... a avea dreptate, poate o tară a unei educații în care am trăit eu, cel puțin, tovarășa, eu știu,
în ideea de a reproduce și nu de a contribui, adică de a construi o decizie. E, și când am realizat asta, repet, cele două momente în timp reprezintă borne într-un drum, am încercat să mă gândesc, ok, bine, dar cum ajută asta? Eu sunt relevant nu prin cantitatea de cunoștințe și deșteptăciunea închipuită, sunt relevant prin abilitatea mea de a construi sau de a ajuta pe alții să construiască. Lucruri care sunt importante, da, pentru ei, care creează impact. Știu că sună așa puțin cam bullshit, dar eu așa definesc armonia. Da? Atunci când lucrurile se întâmplă și totul e flow și se întâmplă lucruri și oamenii sunt fericiți cu ce fac și apoi sunt vin și alții care fie contribuie, fie se bucură de lucrul ăla. Știi? Și cam asta, cam spre asta duce învățarea, dorința de a cunoaște. Știi, m-am mutat puțin din a ști ziarul Sportul pe din afară și echipele de fotbal sau de basket din Europa spre lucruri care cred eu că sunt relevante și da, trebuie să recunosc asta. Așa cred eu că pot fi relevant, la rândul meu. Ai vorbit puțin despre asta, dar vreau să mai pedalăm puțin pe subiectul ăsta. Care sunt cele mai puternice convingeri pe care le ai? Am așa o sumă din diferite spectre. Deci, armonia. Deci asta e foarte, foarte importantă pentru mine. De fapt, armonia așa în dinamică și în fluiditate. Îmi place să... Învățarea e o convingere. Deci ce spun eu acum sunt convingeri. Învățare, cunoaștere, două lucruri diferite, apropo. Onoare, cinste și zâmbet. Zâmbet așa ca stare de spirit. Ce ar trebui să se întâmple ca să-ți schimbi o convingere atât de adânc înrădăcinată? Precum oricare din cele pe care le-ai menționat. Na, să mor. Nu, deci nu, îmi pare rău, nu. Așa-mi văd viața. Așa-mi văd viața și dacă îmi trăiesc viața așa, în integritate, și apropo de integritate, definiția integrității a mea, a integrității și numai a mea, este că să poți să simți, să gândești și să acționezi în deplină ancoră cu acele convingeri de care am vorbit. În momentul în care îți lipsește ceva, e clar, devii nefericit și pleci pe un drum probabil fără întoarcere. Deci nu pot să-mi imaginez. Dar putem să ne jucăm, nu știu, întreabă. Dacă ar trebui să generezi, ca să zic așa, cel mai pregătit pentru viață om, prin ce l-ai pune să treacă? Habar n-am. Mi-aș dori să știu. Aș deveni eu cel mai pregătit. Două lucruri. Cred că două lucruri importante. Unul, un exercițiu de luare de decizii care să plece foarte, foarte, foarte devreme. Da? Pur și simplu în baza, cum să spun, știu că vorbim de independent thinking, critical thinking, assertivity, toate chestiile astea le știm cu toții din cărți. Dar realmente... cred că modul în care ne creștem copiii sau ne-am crescut copiii sau în care am crescut eu a fost realmente mult prea channeled, ca să zic așa, știi? Și multe dintre decizii, deci am luat riscuri în a lua decizii și am învățat să iau decizii mult prea târziu, da? Târziu în viață. Cred că dacă am învățat foarte, foarte devreme să luăm orice decizii și să le luăm, repet, în integritate, integritatea aia de care am vorbit puțin mai devreme, am fi foarte, foarte pregătiți. Punctul numărul 1. Și punctul numărul 2, ca să pot să construiesc un astfel de decision making, aș expune acea persoană unor medii cât mai diverse. Cât se poate de diverse. Abilitatea cuiva de a interacționa cu un... un super neurochirurg sau profesor de biologie în egală măsură cu un șofer de taxi sau o doamnă care te ajută să faci curat sau cineva care își aduce legumele în piață este absolut, absolut critică. Fiecare din punctele astea sunt puncte de învățare și care te pot ajuta să capeți o perspectivă în a lua acele decizii. Deci așa, pur și simplu, decizii și dar decizii conștiente și diversitate.
Ai reușit să faci asta ca părinte? Păi nu. Nu, dar au reușit ei. Adică Luca a reușit singur, Petru reușește singur și a reușit și el singur. Nu, n-am fost un părinte prea luminat și nici prea bun, am lipsit mult de acasă. Ce te face să simți mândrie? Ce mă face să simt? N-ai voie să spui copiii. A, nu. Am înțeles asta. Nu, că n-am niciun merit, doar ți-am spus. Meritul e al mamei lor. Nu, faptul că stai aici, spre exemplu, sunt foarte mândru. Știu că... Asta mă face și pe mine mândru, îți dai seama. Sper. Faptul că sunt aici, faptul că m-am obișnuit repede cu luminile și pot să văd priviri, asta m-a speriat puțin la început. Mă face mândru atunci când... nu știu, când putem construi ceva, nu știu, noi doi, noi aici, la birou, cu prieteni de-ai mei, atunci când se întâmplă lucruri. Nu știu cum să spun, nu mă face mândru să stăm noi doi de vorbă și să inventăm lucruri foarte deștepte, deși îmi place foarte mult că din asta învăț, dar să ducem asta puțin mai departe m-ar face incredibil de mândru. Așa e și la birou. Hai să vă dau un exemplu de mândrie foarte, foarte devreme. Noi scriem strategia odată la 3 ani. Și anul ăsta e un an important pentru noi. Scriem 2026. Și am decis să facem puțin diferit strategia anul ăsta. Și au fost 3 etape până acum. Prima etapă în care în board am încercat să definim ceva și pentru prima dată am creat 9 focus groups în care erau și managing director și, să spunem, Gen Z's, care de la noi din companie, care au luat lucrurile pe care, strategic bets pe care le-am discutat noi și le-au pus la încercare. Le-au schimbat, le-au alterat, au vorbit cu glas tare despre elefanții din tăcere, din încăpere, de ce ne-ați adus aici ca să validăm. Au ieșit din 4-5 strategic bets și după aceea am construit iarăși în tipul ăsta de mix un fel de strategy hackathon, 2 zile cu 150 de oameni. Din cernul ăsta, practic, am ajuns în ziua a doua în echipe de 3-5 să lucrăm la ideile votate și selectate cu o zi înainte de oameni care se întâlneau pentru prima dată cu acea idee. N-aveau nimic în comun cu ideea, dar trebuiau să creeze un cadru de la impact, relevanță, până la t-shirt size în complexitate și t-shirt size și impact size. Și după aceea, mă rog, a continuat selecția și ajung la momentul care m-a făcut să mă simt foarte, foarte mândru. Au fost 5 strategic bets, 5 sounding boards formate din colegii noștri, în care board memberii nu au avut voie să voteze, aveau rolul numai de facilitatori. Iar eu, prin grația colegilor mei, am fost exclus complet din orice tip de briefing, pre-briefing și așa mai departe. Iar ce a ieșit a fost absolut minunat. Vă rog să mă credeți că în alea 2 zile am făcut 12-15 mii de pași uitându-mă pe la toți ceilalți, că aveam voie să mă uit să văd, dar n-aveam voie să spun nimic. Iar faptul că 150 de oameni au spus construim un viitor și îl construim împreună și de fapt avem nevoie de noi și de modul în care interacționăm așa, m-a făcut foarte, foarte mândru. M-am simțit foarte mândru, bineînțeles și pentru că mi s-a verificat o chestie care mă urmărește, The Future of Management is Teal, a lui Frederic Lalu, dacă ai citit, și mi-am dat seama că Teal poate să existe aici și știu că nu vă vine să credeți, dar și în Banca Comercială Română. Și asta m-a făcut teribil, teribil de mândru. Acum a durat mult povestea, dar trebuia să știu. Că ai adus vorba de colegii tăi. Bine, și mă mai fac chestii de genul mândru, de genul, bună, ce faci, mergem la not? Da, mergem. Și ce bine, dar mă aștept și pe mine să văd Djokovic cu Rud. În momentul ăla Rud conducea cu 4-1, 4-2 și am zis, hai că ne întâlnim peste oră că Djokovic câștigă în 3 seturi. Și ce bine, vine și am acum. Și bineînțeles că așa s-a întâmplat. Dar astea sunt mici victorii. Dar cu adevărat mândru v-am spus ce mă face. Djokovic, Nadal sau Federer? Federer.
Federer este artă. Știam eu că cântăm pe același ton. No, Federer e artă. Dacă ai adus vorba de colegii tăi, n-am ajuns nici măcar la întrebarea, adică cred că am pus 10 întrebări și aici sunt la întrebarea 3. Dacă mâine ar putea colegii tăi să puncteze cel mai mare defect al tău, pe care, de care tu nu ai aflat. Deci o chestie undeva scrisă. Ce crezi că ar fi? Ar spune că mă plictisesc foarte repede și că sunt... Da, ar spune că mă plictisesc prea repede. Ar spune că nu am răbdare. Apropo, două lucruri diferite. Și ar spune că... Da, că cred că astea două lucruri. Ok. Întrebarea mea e... A, și că nu sunt suficient de decisiv. Ar spune și asta. CEO-ul celei de-al a doua cea mai mare bancă din România nu e destul de decisiv. M-ai întrebat, îți spun adevărul ce vrei. Bun. Te plictisești repede. Mă uitam în clasamentul băncilor. Uh-huh. Și e Banca Transilvania pe primul loc, undeva la vreo 20,5%. După care urmați voi, după care e BRD-ul, după care restul lumii. Că în banking, să mă corectez dacă greșesc, contează locul 1, top 3, top 10. Da. 5% creștere organică e destul de greu în banking. Da. Având în vedere că între tine și Banca Transilvania este un gap de 5%, nu riști să te plictisești fiind rămânând pe locul 2? Păi, hai să zic o chestie. Răspunsul este depinde ce te mână. Și pregătește-te că asta o să fie întrebarea mea pentru tine. Deci, întrebarea ta mi-aduce aminte de întrebarea, dar de fapt nu de întrebarea, ci de modul de adresare a unui om pe care nu o să-l numesc acum, dar pe care îl respect din tot sufletul și am așa un gând de recunoștință în fiecare zi pentru el, care atunci când mă sună spune ce face președintele fostei cele mai mari bănci din România actuale, cea de-a doua mare bancă din România. Excelent prieten, ăsta e cel mai bun prieten. Așa. Și, mă rog, eu nu îndrăznesc să-i spun ce o să vă spun voi acum, dar o să vă spun. Știi că fiind numărul 2, you only try harder. Asta a spus Avis în anii 60, când fusese complet luat așa în clasament de Hertz în America. E o reclamă, de fapt. We only try harder. În momentul în care am avut interviul în 2015 pentru poziția în care mă aflu acum, Traihel m-a întrebat, bă, dar spune-mi și mie, tu, de fapt, care ar fi cuvântul cheie pe care l-ai alege? În 2015 pe BCR, pe ce loc 2015, era? Cred că în momentul ăla eram pe primul loc, pe locul 2, nu știu dacă terminaseră BT integrarea, dar apropo, BT nu este o poveste de succes datorită achizițiilor, ci datorită modului în care au știut să facă banking și a oamenilor pe care iau și respect și jos pălăria. Da? Și a unui alt tip de legacy pe care trebuie să mi-l asum și mi-l asum cu toată inima, de fapt nu numai cu tot creierul. Bun. Și răspunsul meu a fost... Paradoxal, nu scară, nu masă, nu market share, nu nimic, i-am spus relevanță. Și el m-a întrebat, ce cuvânt e ăsta? Traihel e un tip de vreun milion de ori mai deștept ca mine, așa că trebuie să fiu foarte cu grijă atunci când mă joc cuvintele într-o limbă pe care nu o cunosc foarte bine cu el. Și ce spune-mi, explică-mi ce înseamnă cuvântul ăsta. Și am zis, băi, visul meu este ca atunci când cineva o să se trezească și are o problemă care ține de viața lui financiară, înainte să ia o decizie să se gândească la noi. Înainte să ia o decizie să se gândească la noi. Așa definesc relevanța și ăsta este textul de relevanță pe care l-am. Și dacă putem face asta într-un mod în care să ajungem la scară, atunci mandatul meu în cazul în care o să mi-l dai, o să fie un mandat de care chiar și tu vei fi mândru. Cam asta încercăm să facem, de fapt.
Au trecut de atunci aproape 10 ani. Uh-huh. 8 ani, 10 ani. 8 ani. De câte ori te-ai plictisit de BCR în tot timpul ăsta? Wow, băi, sincer, deloc. No bullshit. Deloc pentru că am trecut prin foarte multe lucruri bune împreună ca echipă. Și cred că am făcut multe lucruri foarte, foarte bune, foarte, foarte bune, da, cred că ăsta e cuvântul. Și pentru că ne-am găsit așa pe parcursul timpului, ne-am găsit curaj, știi? Și o să vă dau un exemplu, dacă vreți. Am fost numit CEO în august 2015. Banca Națională m-a autorizat în octombrie, noiembrie. Și după care am început să înțeleg că, de fapt, e o mare diferență între CEO și ce făceam până atunci. Și mi-a luat ceva timp să mă trezesc. Dacă mă întrebați ce mi-aduc aminte din perioada august-decembrie în anul ăla, mi-aduc aminte două lucruri, trei lucruri. Interviul de autorizare, campania pe care am avut-o atunci, scade rata pentru clienți, apropo de relevanță, și o discuție pe care am avut-o iarăși cu Andreas în 22 decembrie, era la el în birou, în care practic i-am spus ce vreau să fac și la ce m-am gândit în detaliu. Și el nu prea lua notiță, dar data asta a luat notiță și mi-a zis ok. Și ăla a fost un moment foarte, foarte important pentru mine, pentru că aveam suficient de multă informație și suficient de multă, cum să spun, convingere apropo de lucrurile pe care urma să le facem. Dar 2016 n-a fost un an ușor. În 2017 am început să ne gândim bine, bine, cum vom face diferența după ce echilibrasem, să spunem, o parte din procese, dar în continuare ce ținea de customer experience, ce ținea de client processing și așa mai departe, nu arăta prea bine. Și atunci, în 2017, am decis ca să ne mutăm în acest ciclu de 3 ani de strategie și să o luăm foarte în serios. Și în 2018 am spus, nu vom face, vom face doar 6 lucruri. 6 lucruri. Și le-am pus una după cealaltă. Toate erau aveau legătură cu experiența clienților. Prin august am realizat că le vom face. Și experiența, într-adevăr, era îmbunătățită și a clienților și a colegilor. E foarte, foarte importantă experiența colegilor, de fapt. Și ne-am gândit, bine, a fost cu plânsete, a fost complicat. Dar mă bucur din tot suflet că am trecut. Mă bucur că am trecut prin asta, nu mă bucur de modul în care m-am comportat eu, apropo de compulsivitate. Deci imaginați-vă că v-ați întâlnit cu mine pe coridor, că nu stau, da? Și a zice, a, bună, tu ești în squadul care se duce în consumer unsecured de la indefinit la maxim 15 minute, unde suntem? E, se întâmplă o dată, de 2 ori, de 9 ori, de 1 milion de ori, până ce au venit la mine 2 colegi și mi-au zis, băi, tu știi că acel om care se întâlnește cu tine după ce se întâlnește se duce și plânge? Deci dai și 2 palme când îl întrebai? Niciodată. Cum? E o fată, deci n-aș fi putut să fac chestia asta. Și chiar dacă era băiat, credeți-mă că n-aș fi făcut-o. Dar zice, tu îți dai seama că ai luat-o razna? Și ăsta a fost primul declic. Și al doilea declic a fost în momentul în care am încercat să ne uităm dacă definiția noastră de succes e relevantă, de fapt, și dacă e relevantă din punct de vedere economic, de asemenea. Și ne-am dat seama că putem ajunge unde ne dorim cu o singură condiție, să schimbăm abordarea. Și ăla a fost momentul în care am început să ne jucăm cu tehnologia, dar noi n-am știut ce vrem să facem, ca să ne înțelegem, da? Și am avut 7, 8, 10 consultanți, am citit vreo 5.000, 6.000 de pagini în RFI și în baza RFI-ului am încercat să facem un RFP. Dar un RFP care a fost destul de brutal. Și acel RFP a avut un câștigător și am avut 3 faze. Prima fază, funding, adică să găsim cost efficiency ca să putem să începem să investim în tehnologie.
Doi, process review, inclusiv pregătirea unor procese pentru digitalizare și apoi s-au născut primele trei digital labs. Tocmai lansam George în 2018, dacă vă aduceți aminte. De ce am spus toată povestea asta? Pentru că ăla a fost un exercițiu absolut uriaș de descoperire, de învățare, de înțelegere, de, cum să spun, de a încerca să creezi de fapt sau să pui de fapt în poziție ca niște oameni care sunt animați de pasiune și de dorința de a face ceva realmente special, devine de fapt prima, nu controlul, nu administrarea, nu ai reușit, ai reușit, ai reușit, ai reușit. În contextul ăsta, să nu ne așteptăm că se întâmplă vreodată inovație, gândire, intraprenoriat, etc., etc. Deci, ăsta a fost, dacă vrei, marele, marele, marele exercițiu și de atunci, practic, lucru care mă face cu adevărat mândru este că toți oamenii care fac change sau product sunt de fapt, se autosustin. Deci, suntem la scară? Nu. Avem o grămadă de lucruri de făcut, dar spiritul ăsta începe să prindă rădăcini. Și asta cred că e absolut extraordinar. Și da, ăsta este drumul nostru spre relevanță. Am o întrebare tehnică în legătură cu industria asta de banking. Te rog. Înainte să ne vedem, m-am dus la un prieten și zic, bă, tu ești în lumea asta bancară de foarte mult timp, are poziție top management. Zic, bă, ajută-mă și pe mine să înțeleg lumea lui Sergiu, că întotdeauna există, mai ales dacă nu e domeniul tău, trebuie să te duci la oamenii care să te ajute să înțelegi niște unghiuri. Și mi-a povestit o chestie care, pentru cei dintre voi care ați fost data trecută, m-a atins așa cum era povestea cu radioul la celor de la Roton. În România, pentru a putea să achiziționezi o altă bancă, BNR-ul trebuie să-și dea ok. Nu numai în România. Ok, dar trebuie să-și dea ok. Concomitent, statul român, în momentul de față, are două bănci. CEC și Exim. Da. Eu știu că BNR-ul nu e statul român, pe de-o parte, dar este o linie foarte fină. Cât de concurențial corect este ca voi, care sunteți o bancă care nu e a statului român, care se întâmplă în perioada asta să aibă și un acționariat austriac pe fondul Schengen și așa mai departe, dacă voi vreți să cumpărați o bancă, să zicem OTP, și CEC-ul vrea să cumpere și el OTP ca să ajungă în top 3, cât e de concurențial corect să fugiți cu o bancă care aparține statului român pentru a obține ok-ul de la BNR? Păi, ok. Da. Nici nu știu cum să răspund. Corect. O să spun, hai să începem în felul următor. Dacă vrei să cumperi un activ, ai o discuție cu vânzătorul. Da? Atunci când cumperi un activ, dacă o să cumperi un apartament, o bancă sau orice altceva, faci un valuation. Dacă valuation-ul respectiv corespunde și te uiți de fapt la sinergii, ce problemă rezolvi cu acea achiziție și după aceea te uiți. E critic din punct de vedere al clienților, din punct de vedere al capitalului, îți dă scară, îți dă nu știu ce, lucruri care îți lipsesc. Deci în momentul în care prin acea achiziție rezultă că rezolvi o problemă, scrii un preț. Da? Prețul ăla îl discuți cu vânzătorul. Dacă vânzătorul spune după prima etapă de non-binding ne place prețul tău, intră în camera de date ca să putem discuta, ăsta într-un proces competitiv, da? Luăm exemplu unui proces competitiv, așa cum l-ai creat, intri în acea cameră de date și la vânzătorul spune da, prețul tău îmi place, aș vrea să semnez cu tine. Dacă prețul tău este același cu prețul pe care îl dă CEC și OTP vine și zice bă, noi așa vrem să plecăm din România de ceva timp, prețul e același, noi suntem ok și cu unii și cu alții. În momentul ăla, cât de comod te simți tu că arbitrul este unul care
Dar are shortul statului român. Asta încerc să spun, că arbitrul nu este, adică, deci, scuză-mă, dar eu sunt cam prostuț așa, nu prea înțeleg întrebarea. Deci, uite, în primul rând, vânzătorul nu poate să zică că eu sunt ok și, și cu unul și cu altul, rezolvați-vă problema. Adică eu n-am întâlnit niciun proces de M&A până acum care să arate așa, în nicio țară. Și am tranzacționat și Kazakhstan, și Uzbekistan, okay, și țări nord-africane. Deci nu, deci n-am întâlnit una, și okay, Ucraina, ca stai, să stai că reformulez ca să fie ușor. Zi-mi. Nu trăiești cu senzația că BNR-ul ar putea să favorizeze băncile românești dacă, din punct de vedere strategic, interesele lor nu pe același culoar? Nu, nu, absolut deloc nu. Nu, nu Banca Centrală e cea care vinde. Atenție, nu, deci asta este out of question. BNR-ul când zice nu suntem de acord cu o achiziție, care sunt motivele? Slăbiciunea achizitorului. Deci în momentul în care cel care intenționează, aici sunt niște elemente care țin de stabilitate. Dacă un potențial buyer, da, este pus sub atenție de către autoritatea de reglementare, dar atenție, asta nu are nicio legătură cu România. Uh-huh. Asta se întâmplă și în Franța, și în Grecia, și în Italia, uh-huh, și în oriunde în lumea asta, și în state, și peste tot. În momentul în care Banca Centrală are un concern care ține de stabilitate din cauza faptului că potențialul buyer are niște probleme el însuși, da, poate să-i spună nu poți pentru că ai aceste probleme. Asta orice Banca Centrală din lume o face. Dar un buyer un buyer responsabil, teoretic ar trebui să fie. Da? Ar trebui să fie, dar un buyer responsabil care are probleme care țin de buna funcționare a operațiunilor, buna funcționare a tehnologiei, care ține de cunoașterea clientelei, de orice tip de procese esențiale, uh-huh, nu se duce să cumpere o altă bancă. Adică dar am avut, vorbind de, au existat de, situații în vorbind de cumpărători de bună credință. Da, au existat situații în urmă și am văzut ce s-a întâmplat câțiva ani după acea achiziție. Iar în acest context, dacă credem că putem învăța din istorie, atunci toate referințele astea merită luate în considerare. Ai avut de curând un eveniment făcut împreună cu Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington, în care ai mers împreună cu antreprenori pe care voi îi susțineți, mm-hmm, într-o experiență pe care eu știu că a fost mișto, dar aș vrea să te las pe tine să povestești, cu atât mai mult cu cât ai spus de curând că la BCR încercați o chestie care chiar mi-a plăcut, că e poetică așa. E poetică în sensul, nu e ți-am poetică vrăjeală, e poetică pe bune. Bun povestitor, da. Încercăm să demitizăm ce înseamnă accesul antreprenorilor la capital. Da. Deci, în primul și în primul rând, nu am făcut eu acel eveniment. L-au făcut colegii mei care se ocupă de Innovix BCR. Innovix BCR e un accelerator pe care l-am început acum 4 ani, cred. Da, 4 ani. Am accelerat aproape 170 și un pic de companii și am văzut 2200 de companii. Anul ăsta, de fapt, ca să încep cu începutul și de ce am ajuns acolo, am fost în al treilea an în care am avut alumnii din Innovix care au prezentat pe main stage sau pe special stage, stages, da, la Select USA. Select USA, cred că știți, e un eveniment foarte mare în care sectorul public american se uită la ce înseamnă tehnologie și ce ar putea să-i ajute a face ce fac ei acolo. Bun. În contextul ăsta, vorbind cu ambasadorul României acolo, am zis, bun, cum facem mai mult decât atât? Mm-hmm. Cum începem să aducem, pentru că tot venim, Innovix merge acolo împreună cu cei 10 alumni, cum aducem mai mulți antreprenori, în special în zona de tech, dar e o zonă de tech foarte, foarte variată, în atenția practic a ce înseamnă American Capital, American Corporates, American Public Sector și așa mai departe. Și așa a ieșit acest eveniment, un fel de get to know each other, care am primit feedback foarte, foarte, foarte bun, apropo de cei care au fost prezenți și de o parte și de cealaltă.
și sper din tot sufletul să-l replicăm. Na, care e obiectivul nostru? E unul foarte, foarte simplu. Trebuie să expunem, apropo de unul din crezurile mele, m-a întrebat ce aș face ca să fie cineva pregătit. L-aș expune, da? L-aș expune complet în afara zonei de confort, da? Uh-huh. L-aș duce, de fapt, acolo unde astăzi stau doar litere dintr-o pagină de ziar, da? Cred că oamenii care au fost acolo și unii și ceilalți, dar sper din tot sufletul că în primul și în primul rând antreprenorii noștri au înțeles și au învățat cât n-am putut noi să le dăm într-un an de program, numai fiind acolo. Eu cred foarte mult în ideea de produs, dacă vrei, imaginat, creat și livrat în România. Cred foarte mult în ideea asta de produs finit. O linie de cod nu rezolvă o problemă, dar mai multe linii de cod care rezolvă o problemă, într-adevăr rezolvă o problemă și merită, după părerea mea, să stea pe orice scenă din lumea asta. Și cred că avem oameni extraordinar de talentați. Deci cam asta e obiectivul nostru și asta am făcut și asta ne dorim să facem în continuare. Dar acolo avem nevoie de scară, da. Și acum, practic, ce încercăm să facem și loco, da, în Innovix, practic să extindem parteneriatele corporate partnerships. Am avut și prima cohortă de VCs, pentru că, you know, it takes two for a tango. Și asta încercăm să facem. Apropo de acces la capital, și îmi place întrebarea acces la capital și nu acces la finanțare, da? Accesul la capital este rodul unor acțiuni pe care antreprenorul le face. Da? Identifică o problemă, rezolvă problema aia la scară, o poate demonstra și o poate demonstra prin aceea care o seamă de clienți, indiferent de business model, dacă este recurent sau one-time event. E, ăla este momentul în care putem să spunem, bine, bine, I need more pentru că vreau să expand. Am spus-o și nu mă sfiesc să o spun, un startup, deci până ajungem în faza de scale-up, orice antreprenor trebuie să stea cât se poate de departe de ideea de debt. Uh-huh. Este, tot timpul e vorba despre equity sau quasi-equity. Și nouă ne place să credem că dacă vom continua să aducem investitori și antreprenori împreună, vom putea să creăm o piață destul de fluidă aici. Înainte să ajungem să te întreb de blockchain și crypto, îmi fac datoria să satisfac curiozitatea celor care sunt prezenți cu noi în sală. Am văzut în ultimii un an și jumătate, inflație foarte mare. Da. Am văzut bănci în statele, falimente bancare în Statele Unite, două din cele mai mari, trei falimente bancare au avut loc în decurs de câteva săptămâni, uh-huh, până au găsit soluția cu lichiditatea ad infinitum pentru distress assets. Întrebarea mea nu e ce crezi că se va întâmpla, descrie situația și așa mai departe, că asta te întreabă toată lumea și pot prietenii noștri să găsească și din alte părți. Întrebarea mea e dacă tu mâine n-ai mai fi Sergiu Manea CEO la BCR, uh-huh, ci ai fi CEO la Dedeman, la EMAG sau la o baltă de pește lângă Solești, cum te-ai pregătit din punct de vedere defensiv pentru ce crezi tu că urmează? Cum mă pregătesc și acum? Adică, în primul și în primul rând, cred că e foarte, foarte important în mod frecvent să-ți revizuiești modelul de business. Asta e independent de apariția unei crize sau nu. Revizuirea și updatarea modelului de business sau a produsului pe care îl faci, sau a modului în care creezi angajament cu clienții sau cu proprii tăi angajați, asta e o chestie care trebuie să se întâmplă cu un grad de frecvență foarte, foarte mare. Pentru că orice om, conducător, antreprenor, are nevoie de actualizarea cunoștințelor despre propriul business într-un context. Da? Repet, indiferent că avem vânt din pupa sau vânt din față, nu știu cum se spune. Ăsta e un context foarte, foarte important. De ce? Contextul în care ne aflăm acum a validat foarte multe modele de business care au fost foarte, foarte focused, acolo unde oamenii au înțeles. Avem un value proposition
care este de fapt foarte puțin afectat sau marginal afectat de ce se întâmplă, creștere de prețuri, scăderea puterii de cumpărare, tra-la-la-la. Și având acest model de business, au putut să se concentreze pe supply chain. Da? Pentru că asta a fost cheia pentru o bună perioadă. Cum funcționează supply chain. După aceea, fiecare dintre companii, indiferent că e bancă sau că e balta de la Soilești sau Sisești, cum ai spus tu, are un bilanț. Da? Are un bilanț și un cont de profit și pierderi. E foarte important ca acel bilanț să fie un bilanț care să-ți permită să respiri. Asta ce înseamnă? Nu sunt supraîndatorat. Nu sunt supraîndatorat. Cineva care nu e supraîndatorat, în context de tensiune, poate vedea oportunități și atunci se poate îndatora, în cazul în care modelul lui de business nu este deteriorat complet și va duce în mod natural la supraîndatorare, în sensul scade business-ul, datoria rămâne constantă, deci lucrurile se duc într-o direcție nasoală, dar tot poți să supraviețuiești, adică poți să supraviețuiești. Dar, repet, este acest focus. În ce sunt bun, în ce sunt bun este relevant pentru piață, da sau nu, ce am de făcut să devin și mai bun. Deci asta e... ține foarte, foarte mult de ceea ce faci. În momentul în care ești foarte, foarte dus, am o idee foarte bună, hai să încep și acolo, hai să încep și acolo, nu e nimic rău cu asta, să ne înțelegem, și mă refer în momentele bune. Dar alocă o parte relativ mică din portofoliu pentru experimente, în timp ce, practic, orice altceva și orice altă schimbare trebuie să vină din această updatare, actualizare foarte, foarte frecventă a business-ului pe care îl creezi, a produsului pe care îl creezi. Deci, adică ce încercăm să facem și noi la servicii în fiecare zi. Ai un background în zona de piețe. Trebuie să te întreb, ai cripto? Te rog, nu. Nu. Ai spus așa ca și cum am fluierat în biserică, dar de ce? Băi, n-am cripto dintr-un motiv foarte simplu. N-am nimic. Deci eu nu am niciun fel de investiție activă. Ca să fiu... N-ai voie sau nu vrei? Nu, n-am timp. Și dacă n-am timp, vreau să dorm bine noaptea. Și atunci, practic, banii mei sunt economisiți, pentru că am economisiți, sunt în long-term savings, deci în fonduri de pensii. La Banca Transilvania. Nu încă, dar dacă acum vorbim, dacă ar exista un fond de cripto, mi-ar plăcea să investesc acolo. Dar ca să revin. Nu am cripto în momentul ăsta și trebuie să știi că am trăit într-o mare confuzie pentru foarte, foarte mult timp. Adică am urmărit povestea relativ devreme. După aceea n-am înțeles-o, adică m-am uitat pe YouTube până vărsam, că mie așa mi se întâmplă, când mă pregăteam de examene, făceam mock tests până îmi venea să vărs. Așa m-am uitat și pe YouTube, că atunci pe YouTube începuseră să apară, nu știu când era în timpul ăsta, până vărsam și după aceea nu eram în stare să reproduc. Nu mă duceam mintea și după aceea am zis, trebuie să mă mai liniștesc puțin. Am un coleg foarte, 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 foarte bun care este foarte investit și pasionat în cripto și el a încercat să mă explice. Am avut o tentativă după care am renunțat. Și de ce am renunțat a fost pentru că nu vreau să experimentez cu ceva ce cred că nu înțeleg. Bine? O scuză. De fapt, asta este un comportament defensiv, ca să înțelegeți. Și după aia am avut-o, că au trecut timpul, am tot urmărit. Îmi place foarte mult ideea de blockchain și acum o să vorbim și despre blockchain. Și l-am avut privilegiul să-l întâlnesc pe Jeff Booth acum ceva timp. Și el a făcut lumină în sat. Urmărindu-l în discuția, erau câțiva oameni și a făcut lumină în satul meu. Și după ce a făcut lumină în satul meu, mi-am dat seama că, de fapt, mă uitam greșit la Bitcoin, ca să fiu puțin mai specific. Și de ce mă uitam greșit la Bitcoin? Pentru că la Bitcoin mă uitam prin prisma unui activ, unui high beta asset, pe care nu-l înțelegeam. Dar de fapt,
De atunci, de după discuția cu Jeff Booth, când am spus că s-a făcut lumină în sat, adică chiar s-a făcut lumină în sat, m-am gândit că, de fapt, o parte din portofoliul meu va trebui să meargă acolo, pentru că e, de fapt, un fragment din viitor. Și că, de fapt, owning crypto înseamnă să own un fragment dintr-o lume a viitorului, care e validată, de fapt, de dinamica istorică a wallet-urilor în această lume. Punct. Atât de lumină s-a făcut. Așa că acum mă uit, urmăresc. Am câteva mici semne de întrebare, adică aștept the flash out, pentru că, normal, în momentul în care ești într-o poziție defensivă, cum eram eu față de mine însumi, tot găseam motive pentru care să nu mă uit, nu? Și am găsit și niște motive așa care mă făceau să par deștept în fața oglinzii, de genul... dacă motivul pentru care a apărut motivul, dacă relevanța Bitcoin în, ca și opozit a unui fiat currency stă de fapt în crearea unui activ care e necorelat cu all other high betas, voi știți asta foarte, foarte bine, atunci trebuie să văd momente de stres în care Bitcoin se comportă necorelat. Nu s-a purtat necorelat. Dacă mă uit în beta, dacă stresezi orice cripto, dar las la o parte accidentele, de mizerii nu vreau să discutăm. Adică vorbim de lucruri core. E de fapt în upper decile din punct de vedere a indicatorului beta. Dar am avut o surpriză plăcută. Știți care, nu? Anul ăsta. Nu mai respir. Ba da! Uitați-vă ce s-a întâmplat și care a fost singurul asset care a câștigat în momentul în care the second and third year banks în America au început să sufere. Deci dacă devine un activ de refugiu, da? Repet, eu am fost crescut în fiat și gândesc fiat, așa că vă rog să nu vă supărați pe mine. Pentru... ce spun, da? În momentul în care practic începe și joacă rolul unui activ de rezervă, în momentul ăla there is something. Am două întrebări aici. Te rog. Prima e, sper că atunci când vei avea Bitcoin în portofoliu și vei vrea să-ți încasezi profiturile, să poți să o faci într-o bancă românească. Dar nu să vreau să-mi încasez profiturile, tocmai am spus. Okay. Pentru mine e un fragment în viitor. Ok, fragment în viitor. Și revenim la asta cu băncile. Și doi, nu crezi că e cumva o fugă după propria coadă? Adică oameni experimentați cum ești tu, care înțeleg joaca, așteaptă de la Bitcoin să se comporte cum s-ar comporta dacă alți oameni experimentați ar fi partea poveștii. Pentru că e greu să fie un asset care funcționează, e invers corelat cu ce se întâmplă în rest, atât timp cât cei care sunt și ar putea investind să-l facă necorelat, că asta aștept, da? Să zicem că o parte din... habar n-am, equities merg în jos și tu vezi Bitcoin că merge în sus. Cum ar putea Bitcoinul să meargă în sus dacă oameni experimentați și care înțeleg că ar putea fi un asset invers corelat stau pe tușă? Da, atenție, invers corelat e o sintagmă, necorelat e altă sintagmă, da? Necorelat. Da, aș vrea să insist pe necorelat. Acum, răspunsul la întrebarea ta. Răspunsul la întrebarea ta este da, Vlad, este foarte posibil și ai dreptate. Dar dacă vorbim de elefanți, hai să vorbim de asimetria informației, de uriașa asimetria informației și de abilitatea de a corner, piețele de crypto assets. 100%. Eu am fost trader de piețe emergente, da? Uzbekistan, Kazakhstan, Faroeistan, Ucraina... Nu vorbesc de țările mari, adică Africa de Sud, Polonia, Ungaria și așa mai departe. Da? Am văzut lucruri de genul ăsta întâmplându-se, atacuri cu forță disproporționată, da? Indiferent că erau ale statului, ale băncii centrale sau ale fondului de rezervă în țările astea,
sau a unor oameni care vedeau sau simțeau positioning și apoi încercau să flash out. Lucrul ăsta se întâmplă în crypto assets. În crypto assets, în momentul ăsta, se tranzacționează foarte mult tehnic. Asta e înțelegerea mea. Adică am văzut atât de multă analiză tehnică pe forumuri. Vă rog din suflet, luați cartea lui Alexander Elder, care este un rus alb emigrat în Statele Unite prin anii 60, psiholog sau psihiatru de meserie, care a scris o carte, Trading for a Living. Nu poți să trade exclusiv tehnic, pentru că crowd și algo trading o să kill everybody. Adică chestia asta cu atât mai mult un low volume market. Despre asta când vorbesc cornering, cornering se întâmplă și în US Treasuries, dar dar cornering într-o piață fără adâncime e cu atât mai probabil, posibil și cu un grad mare de probabilitate, da? Dar, repet, ce vreau să spun și acum nu mă face pe mine să fiu să fac apologia crypto assets. Încă o dată, una este să vrei să faci bani dintr-un activ și alege ce activ vrei tu. Puteai să faci bani enormi în grâu, în soft commodities anul trecut, da? Te uitai pe stradă și ziceai, ok, lumea s-a speriat, soft commodities sunt, da, hai să vindem. Câțiva au vândut, alții au ținut. Ghiciți cine a câștigat. La fel și în Bitcoin. Cele mai granulare, dacă analizăm puțin order books și ce s-a întâmplat în piețe, cele mai granulare, cele mai atomizate, dacă vreți, ordine în platforme, au fost atunci când Bitcoin era între 50 și 60 de mii. Asimetria informației, dragilor, it's fear and greed. Fear and greed. Marea problemă este că la nivel de masă, cele două sentimente, da, ajung practic foarte, foarte târziu. Asta se întâmplă în orice piețe, da? În orice piețe. Dar asta nu are nicio legătură nici cu blockchain, nici cu crypto assets. Are legătură cu modul în care orice piață fără adâncime și cu asimetria informației uriașe, inclusiv a forței de lovire, cum o numesc eu, dacă te uiți la chestia asta ca la un front, există. Da? Și atunci, dacă vreți vorbim de cripto și despre ce cred eu despre cripto, tocmai ți-am spus, Jeff But a făcut lumină în capul meu, îi mulțumesc, îți mulțumesc și ție că mi-ai pus întrebarea, dacă voi avea vreodată cripto în portofoliu, fie direct, fie printr-un fond, sper să apară și fonduri care să facă cripto in a safe way, adică și în România, asta vreau să spun, atunci, practic, that is gonna be, aia va fi cea mai lungă investiție din portofoliul meu, în contextul în care, repet, tot ce am eu astăzi în fonduri de pensii. Păi, să știi că sunt mulțumit. Dar hai să vorbim de blockchain și hai să vorbim de faptul, dacă tot ai deschis, nu știu cât timp mai avem, dar abia m-am încă... extrem de târziu. Întotdeauna avem Ok, timp. Dar e foarte bine. Hai să vorbim de blockchain și de faptul că această legendare, dacă vrei, a blockchain-ului exclusiv prin prisma crypto assets, în opinia mea, a pus foarte, foarte multă frână use case-urilor de proces pentru această tehnologie care e extraordinară și care, după părerea mea, nu și-a trăit absolut deloc. Uite, trăim într-o lume în care, la nivel de proces, indiferent că vorbim despre semnează-mi și mie ceva, arată-mi sigur că acel activ există, make sure că Sergiu o să vină și o să aducă paharul ăsta și că exact paharul pe care trebuia să-l aducă. Noi trăim într-o lume în care suntem scufundați în hârtii, noi nu vorbim de contracte sau de embedded safety in contracts. Noi nu vorbim de tokenizarea cadastrului, noi nu vorbim de tokenizarea mijloacelor fixe, noi nu vorbim despre fracționarea mijloacelor fixe, noi nu vorbim despre nimic din toate astea. Suntem scufundați în zeci și sute de milioane de tone de hârtii și incapabili, de fapt, să creăm procese foarte fluide, apropo, și noi la fel, noi BCR, da?
în loc să ne uităm și să ne gândim cum putem democratiza accesul la această tehnologie și cum putem face ca mari jucători, inclusiv statul, să devină consumatori acestei tehnologii. Apropo, și sunt companii românești extraordinare care pot face asta pentru statul român. Adică, noi ne plângem, apropo, dacă vreți vorbim și de potențial, vorbim și de potențial. România agricolă, da? E unul din potențiale. De ce? Păi tocmai pentru că n-am investit suficient de mult. Dar acum putem deja să ardem etape tehnologice, să o luăm de la capăt, adică cu agritech și agricultură de precizie. Dar ca să poți să faci asta, trebuie să dai o valoare mijloacelor fixe. Nu trebuie să mai facem cadastru. Haide. Nu. Poți să-l faci în blockchain și există use case-uri deja. E un satelit și o mașină. End of conversation. Adică hai să vorbim despre asta, că despre asta nu vorbim foarte mult, dar vorbim mult despre Bitcoin și despre Bitcoin, chiar cred că ar trebui să vorbim mult și de Ethereum 2.0 și așa mai departe. Da? Da. Deci, mă scuți. Energia ta din ultimele două minute m-a uns pe suflet. E ca și cum știi cum e cu mic drop. Nici mai am două, trei întrebări, dar le mai pun. Adică, cum să zic, ai zis tu ceea ce mi-ar fi plăcut să aud de la orice invitat și ai zis-o chiar tu, omul din bancă, care e cel mai puțin așteptat invitat de la care crezi că ai putea să auzi asta. Dacă vrei, mai am. Vezi, Alin, se poate. Dacă vrei, mai am. Adică, băi, deci, pe bune acum, mă scuzați, mă dau un spectacol, dar asta e. Deci noi trăim un moment mai mare acum, confluența asta din 2015-2023, decât a fost Internet Bubble. Sau ce a fost de după Internet Bubble. Da, deci, blockchain, Web 3.0, democratizarea AI-ului, evoluția spre general AI. Noi trăim un moment care peste 1000 de ani va fi văzut ca începutul unei noi lumi. Pe bune, deci nu vă îndoiți de chestia asta. Deci, dacă vă întrebați cum să rămâneți în istorie, vă spun, suntem în istorie, pentru că suntem contemporani cu ce se întâmplă acum. Întrebarea este dacă abandonăm cinismul de cafenea și ne apucăm să build something. Scuze. Am întrebările de la final, cu rugămintea să fii scurt, că o să fiu foarte scurt. Tropăie Serviciul Român de Informații la ușă. Acum că am stat de vorbă face-to-face, și asta am vorbit înainte, în sensul că eu nu știu ce mă întrebi, dar ți-am spus că mi-ar plăcea să-mi pui o întrebare. Da, am două întrebări. Da, știu că mi-ai zis să fiu scurt, așa că rămân la două, aveam trei. Ok, asta încerc eu să răspund scurt. Ce te mână și ce ai face dacă ai fi în locul meu? Cea mai mare problemă este că mi-ai zis ce te mână și de atunci m-am gândit, dacă întrebarea e doar asta, mă gândesc de atunci la asta. Scuze. Ce aș face dacă aș fi în locul tău, gen CEO la BCR? Da. Aș încerca să ajung pe primul loc. Și aș încerca să cumpăr OTP înaintea cecului. Punctual. Uh-huh. Că în rest nu mă pricep, nu știu ce să spun. Uh-huh. Și aș lăsa oamenii să scoată cripto în conturile lor de la BCR. Good point. Uh-huh. Că dacă tot ne taxează statul român, măcar dacă ne taxează să avem și un să-i scoatem. Good point. Iar cu ce mă mână... M-am întrebat foarte... Eu fac journaling dimineața de ani de zile. Am mii de pagini scrise, deja că-l fac de mână. Și m-am întrebat... Eu pe mine însumi de foarte multe ori chestia asta. Și eu sunt absolvent de istorie, la bază. Un profesor ăla care n-a mai ajuns niciodată profesor și a rămas mereu cu gândul la faptul că ar fi putut să fie un profesor decent, cred. Și m-am uitat... Cumva, zic, bă, am așa 35 de ani, că i-am împlinit fix anul ăsta, zic, am 15 ani de, hai să zic, nu 15, dar măcar 10-12 de maturitate, în care pot să mă uit și să zic, bă, ce m-a mânat până acolo, ca să-mi dau seama ce ar putea să mă mâne de acum înainte. Și au fost multe răspunsuri, multe din ele nu mi-au plăcut.
Pentru că erau from the dark shadows pe care îi avem fiecare, de la ambiție, prea multă ambiție, până la lucruri care sunt cheesy, în sensul că, nu știu, pe mine mă emoționează când, nu știu, oamenii fac lucruri împreună și sunt... Și pe tine? Și pe mine, că ăsta era motivul pentru care când spuneai, mă gândeam, gata, mi-a blocat întrebarea, că asta vreau, mi-a blocat răspunsul, că asta vreau să spun și eu. Gen, sentimentul de coming together and fighting for the right cause, common cause, îmi dă, îmi dă o chestie de bine, de pot să merg până în pânzele albe pentru asta. Dar cred că răspunsul corect, care e cumva, nu știu, poate sună idiot, dar nu mă interesează că sunt la mine aici, pot să fiu idiot, am a sense of history în mine. Adică, nu știu, trăiesc cu senzația că mi se întâmplă lucruri ca să ceva. Nu știu care e ăla ceva, merg pe poteca care mi se deschide, încerc să fiu cât mai disciplinat, cât mai humble, cât mai eficient, cât mai productiv, încerc să fiu și cât mai empatic, dacă se poate, să nu-mi curbez learning process-ul, să rămân entuziasmat, să rămân curios. Dar nu știu unde duce, ca să fiu sincer cu tine. Dar nu contează. Mă scuzi că nu facem terapie acum. Vreau să spun că... Îți de acord că nu contează. Îți de acord că nu contează. Dar de multe ori te gândești că destinația te mână. Fuck, nu. Bravo, mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru că îți văd ochii. Eu chiar îți văd ochii. Mulțumesc. De la bere. Repede, două cărți pe care orice antreprenor ar trebui să le citească. Trebuie să-și citesc asta. O să vă recomand două cărți să le citiți foarte repede. Una este Durerea, istoria conviețuirii cu un vechi dușman, și cealaltă e Povestea creierului, scrisă de același om, Alex Babeș. Dar din cărțile care pe mine m-au făcut să înțeleg și să mă apropie de tehnologie, poți să le zic? Sigur. Gene Kim, The Phoenix Project și The Unicorn Project. Iar cărțile legate foarte mult de acea călătorie în a face pe cineva pregătit pentru viață sunt două. Una care e destul de core, Thinking Fast, Thinking Slow al lui Kahneman. Și cealaltă, chiar vă rog să citiți asta, The Undoing Project, care de fapt o conversație între Kahneman și Tversky, despre decision making. Cartea e scrisă de Michael Lewis. Am citit ca să fiu sigur că vă spun titlurile așa cum sunt. Dar asta, The Undoing Project, realmente senzațional. O să luăm, dacă nu vă supărați pe mine, o singură întrebare din public. Am mai tăiat din întrebările pe care le aveam pentru Sergiu și evident că văd 7 mâini sus. Nu, sunt 3. Acum 100 de ani, Henry Ford spunea că dacă oamenii ar înțelege cum funcționează sistemul financiar, ar începe o revoltă. Ce părere aveți despre acest citat? Henry Ford își permitea să spună chestia asta. Sunt curios ce spunea prietenul lui J.P. Morgan. Răspunsul meu este și răspunsul meu foarte serios este următorul. Ca să împiedic să se întâmple o revoltă, unul din motivele pentru care școala de bani este core business pentru noi, va merge mai departe cu ambiția ca în loc de 100.000 de oameni care trec prin școala de bani în fiecare an, să ajungem la 500.000 de oameni pe an care trec prin școala de bani în fiecare an. Pentru că, în primul și în primul rând, noi cu toții trebuie să înțelegem cum funcționează banii și ce înseamnă viața noastră financiară. Băncile sunt pur și simplu o utilitate. Despre buget nu vom vorbi. Sergiu, eu îți mulțumesc tare mult. Înainte să încheiem, am și un mic cadou pentru tine. Da, mulțumesc. Îmi plac cadourile. Am crezut că primesc un tricou. E o carte cu care, sincer, sper că n-ai citit-o. După cum spui că parcă ai citit-o. Nu. N-ai citit-o? Nu. O să te ajute să detronezi Banca Transilvania. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tare mult.